Maria Rus, mama tinerei care în decembrie anul trecut s-a aruncat de la etajul 7 al unui imobil din Baia Mare, a fost victima unei impostoare care a profitat de această tragedie pentru a-i lua 400 de lei. Îmbrăcată în halat alb, spunând că este angajată a spitalului județean, unde era internată fica Marie Rus, Alina Margareta Mihalache a acționat după o metodă originală. Am fost abordată de numita Mihalache Alina Margareta, din Baia Mare, uh, nu am, eram internată cu fetița în data de 9 decembrie, dar ea m-a abordat pe data de 15 decembrie telefonic, spunând că mă cunoaște pe mine și pe fiicele mele din centru maternal, și că a văzut pe Facebook și pe internet că avem nevoie de sânge și că ea poate să-mi aducă sânge de la Cluj lucru care nu l-a făcut bineînțeles, dar a venit zilnic la mine dimineața, spuindu-mi că a adus într-o dimineață patru pungi de sânge pentru Diana și în cealaltă dimineață trei pungi de sânge și că merge și vorbește cu managerul spitalului Pintea Sorina și că ea lucrează acolo și că e suficient sânge. Maria Rus a menționat că această femeie i-a pus viața fiicei sale în pericol, pentru că în urma acestor discuții a stopat campania de donare de sânge, deși Diana avea în continuare nevoie de lichidul vital. După ce a descoperit că a fost înșelată, Maria Rus a încercat să-și recupereze banii, dar pentru că nu a reușit, a depus o plângere la poliție. Ea spune că femeia a înșelat și alte persoane și că acum se pare că acționează în spitalul TBC. De aceea îi invită și pe cei care au fost deposedați de bani de Margareta Mihalache să se sizeze acest lucru poliției. Aș vrea să trag un semnal de alarmă tuturor oamenilor care din toate spitalele din Baia Mare și să arăt poza ei pentru că să fie atenționați să nu mai dea și ei bani. Mi-a cerut suma de 400 de lei și normal fiind distrus atunci și în problemele alea, I-am dat 400 de lei. Am făcut o sesizare la poliție în data de 23-a. -a. Deci am făcut o plângere împotriva ei, că ea tot uh, m-a mințit că mi aduce banii și am înregistrări cu ea telefonic. Deci toate înregistrările și recunoaște tot timpul că i-am dat ea 400 de lei și tot spunea că mi-a aduce. La rândul său, Alina Margareta Mihalache nu recunoaște că a cerut bani în schimbul serviciului pe care pretinde că l-a făcut, acela de a interveni la centrul de transfuzii și la conducerea spitalului județean pentru a obține sânge pentru Diana Rus. Nu am cerut bani pentru așa ceva, eu am cerut pentru mine personal, pentru că atunci am avut probleme în familie, înțelegeți? Deci nu, dacă a fost o vorbă bună sau le-am rugat pe colegile de la centru să facă roții, să de altceva. Deci Sorina Pintea, managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș din Baia Mare, spune că din discuția cu Maria Rus a înțeles că persoana în cauză s-a dat drept angajată a spitalului și astfel a reușit să o convingă pe mama fetei internate cu politraumatisme grave. Angajații noștri nu fac servicii pe bani, a subliniat Pintea, care a îndrumat-o pe nefericita fete femeie să depună o plângere la poliție. Până acum, Alina Margareta Mihalache nu a fost chemată la poliție pentru audieri, dar a vorbit telefonic cu inspectorul care a preluat cererea Mariei Rus și a promis că va înapoia banii. Din păcate, totul a rămas la stadiul de intenții.